Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit la o nouă ediție a emisiunii Ecoul Sportului. Vorbim în această seară despre fotbalul moldovenesc. Puține zile și chiar puține ore ne-au mai rămas până la reluarea diviziei naționale, fotbalul nostru de toate zilele. Suporterii cu toții sunt gata să-și vadă la treabă fotbaliștii preferați. Majoritatea formațiilor au fost prin cantonamente, fie în afara țării, fie cantonați chiar în interior. Vorbim în această seară cu managerul general al formației Speranța Nisporeni, domnul Petru Efros, și cu jurnalistul Emil Pisarenko. Bine ați venit la Ecoul Sportului. Bună seara, Tudor. Înainte de toate, să vedem o scurtă retrospectivă sau un scurt rezumat la ce s-a întâmplat la Ecoul Sportului în ediția precedentă. Directorul clubului de fotbal Geotermal Chișinău, Vyacheslav Pâslar, a fost invitatul emisiunii Ecoul Sportului. Acesta a vorbit despre fotbalul autohton, infrastructura acestuia și importanța transmisiunilor live a meciurilor din cadrul diviziei naționale de către postul nostru de televiziune. Deci, această inițiativă este una foarte binevenită. Sunt mulți iubitori de fotbal și vor să vadă, să cunoască aceste echipe. Dar odată cu aceste transmisiuni se vor mișca și lucrurile vis-a-vis de infrastructură. Mai mult, Vyacheslav Pâslar a vorbit despre fiecare echipă din divizia națională în parte și spune că primele etape vor fi foarte importante în lupta pentru titlu. În mare parte vreau să vă zic că aceste primele două etape după relansarea campionatului vor fi unele foarte importante pentru lupta de titlu. După mine zic că 90% vor fi foarte decisivi. Mai multe despre fotbalul din Republica Moldova și despre șansele la titlu a fiecărei echipe în parte din divizia națională aflați în emisiunea Ecoul Sportului de la postul nostru de televiziune, disponibilă și pe site-ul moldovasport.md. Postul de televiziune Moldova Sport a pus bazele unui parteneriat important pentru dezvoltarea minifotbalului din Republica Moldova. Pe parcursul a 3 luni, telespectatorii noștri vor putea urmări partide de la campionatul național derulat sub egida Federației Sportive Naționale de promovare a minifotbalului. Cele mai importante 3 meciuri ale etapei vor fi transmise în direct și în exclusivitate la postul Moldova Sport și pe site-ul moldovasport.md. Președintele Federației Naționale de promovare a minifotbalului s-a arătat încântat de această colaborare și spune că este o oportunitate bună de promovare a acestui sport. În Republica Moldova sper să ridicăm popularitatea și să meargă pe viitor într-una cu filmări, video și să fie interesant la toată lumea. Toată lumea să vadă, să se intereseze de minifotbal. Cu această ocazie putem să avem și oportunitatea de a aduce sponsori cât pentru federație, așa și pentru cluburile care joacă în cadrul campionatului MF Series și să le facem un beneficiu tuturor. Mulțumit de această colaborare a rămas și Ivan Conciaruc, director general al postului Moldova Sport, care nu a ezitat să scoată în evidență importanța acestui proiect pe piața mediatică sportivă din Republica Moldova. Semnarea acestui contract cu Federația Sportivă Națională de Minifotbal este un lucru extrem de important pentru piața mediatică sportivă din Republica Moldova. Este un proiect inedit, un proiect exclusiv marca Moldova Sport, un proiect care are menirea, cum spunea și domnul președinte, să aducă cât mai mulți parteneri comerciali, pentru că trebuie să nu fugim de această noțiune, să recunoaștem că sportul este un produs și produsul trebuie să se vândă. Pentru asta facem spectacol pe terenurile și pe arenele sportive din Moldova. Este un proiect de lungă durată, este un proiect parcurs a 3 luni de zile, săptămână de săptămână, în fiecare weekend, 78 de meciuri, este un adevărat maraton de live-uri la Moldova Sport. Mă bucur enorm că în sfârșit vom avea și mai mult produs autohton în eterul Moldovei Sport și aducem și alte sporturi în afară de tradiționalul fotbal. De partea cealaltă, Mihai Burciu, producătorul general de la Moldova Sport, a remarcat și el importanța acestui contract și a garantat un produs nou realizat la cel mai înalt nivel prin intermediul transmisiunilor live. Este un parteneriat important pentru postul de televiziune Moldova Sport. Astfel garantăm telespectatorilor noștri un nou produs din sportul național pe care noi atât de mult punem accentul. Cu siguranță echipa de producție se va axa foarte mult pe acest parteneriat. Vom
aborda cu maximă seriozitate acest lucru, cu comentariu, cu grafică, cu design, cu tot ce trebuie să aibă o astfel de competiție, să fie la cel mai înalt nivel, ca atât dumneavoastră ca și parteneri, dar și telespectatorii, cât și cluburile care participă în această competiție, să fie dincolo de cuvântul mulțumiți. Prima transmisiune în direct din cadrul MF Series la minifotbal va fi oferită de către postul nostru de televiziune pe data de 12 martie. Din nou în studioul emisiunii Ecoul Sportului, dar vorbim în această seară cu managerul general al formației Speranța Nisporen, domnul Petru Efros, o personalitate în fotbalul moldovenesc, renumit și din traseul său ca agent FIFA, dar și ca antrenor. Cu siguranță majoritatea fanilor și a fotbaliștilor îl cunosc, și cu jurnalistul Emil Pisarenko, care revine deja atâta oară la Ecoul Sportului. Domnule Efros, cum este fotbalul moldovenesc în ultimii ani, să-i facem o retrospectivă, comparându-l cu, nu știu, cu un deceniu în urmă? Eu zic, în părerea, în opinia mea, fotbalul merge în progres. Dacă suntem atenți la acest campionat, chiar uitați-vă că avem, nici n-aș zice, 7 echipe, eu zic, sunt 9 echipe care au șansele lor să se bată pentru ceva în acest campionat. Asta își vorbește de ce că campionatul țării, campionatul Tom, este într-o creștere vedită, adică văzută în creștere. Sezonul precedent am avut parte de un sezon de foc cu o finală la Orhei între Milsami și Dacia. Ați menționat corect, eu, da, ați văzut ce finală, ați văzut cum s-au luptat echipele până la urmă pentru acest campionat, pentru titlul de campion. Vom avea parte și în acest sezon de un asemenea spectacol? Eu zic că în acest an va fi și mai dramatică toată situația, cum dramatic în sensul bun a cuvântului, pentru suporteri, pentru că vă zic chiar pe bune, chiar și Milsami, începând de la Milsami, dar chiar și, eu zic, de la locul 7 chiar sunt, e posibil totul de a face, de a întoarce rezultate, de a întoarce, de a reveni în primele patru, de a schimba chiar și acolo sus ceva, totul e posibil în acest an. Așteptăm cu nerăbdare acest început de campionat și veți vedea din primele etape că vor apărea surprize, în opinia mea. Emil, cum ai văzut tu această primă parte a sezonului? Suntem deja la câteva zile de reluare a părții secunde. E foarte interesant, deoarece, în primul rând, noi nu avem un lider 100% cum anii precedenți, așa, sau să meargă numai înainte Dacia sau numai înainte Șerif. Avem pe moment 4 echipe, care, chiar și 5, care se bat pentru locurile cele mai înalte. Și e foarte interesant, o să vedem ce va fi la urmă. Și când va fi tragerea la sort, tot pentru ultima etapă e pregătită echipa numărul 1 și echipa numărul 2. Dacă Șerif și Dacia va rămâne pe primele două locuri după aceste două etape care vin, chiar în ultima etapă, posibil să avem din nou un show fotbalistic foarte mare și interesant. Cine îl vezi tu acum în acest moment? Rămâne Dacia și Șerif până la finalul sezonului sau Zimbru, Speranța vor putea face zile grele celor din față? Ar fi interesant ca să fie până la urmă și Șerif și Dacia și Zimbru și chiar și Speranța până la ultima etapă să-și lupte pentru primul loc, să-și lupte pentru cupele europene. Mi-aș dori foarte tare, iarăși cred că posibil că Șerif va fi un pic mai tare, așa mi-e pare. Mai tare decât Dacia? Cred că da, deoarece am vizionat aproape toate meciurile care le-a jucat Șerif. Este echipă în o stare foarte bună și va fi greu și Dacia, și Zimbru, și Speranțe să concureze. Să revenim la domnul Efros, la această retrospectivă, la ce s-a întâmplat în ultimii ani în fotbalul moldovenesc. Am avut parte de o serie de formații destul de bune, unele s-au luptat pentru titlul de campion, altele pentru cel de a deține Cupa Republicii Moldova, dar s-au șters de pe harta fotbalului moldovenesc. De ce se întâmplă astfel de lucruri? De ce nu este stabilitate? Eu zic stabilitatea, eu am undeva la o altă emisiune, cred că la Sports and am zis despre acest lucru, pentru că nu e bine echipzuit începutul, startul, când începi, trebuie să-ți faci un plan bine echipzuit,
pentru a ști cum vei termina, cum vei termina campionatul, nu trebuie să te bagi. La noi oamenii sunt dați așa, sunt oamenii la noi caut fotbaliștii, oamenii din fotbal caută măgiți, adică ei vor să audă la vârful urechii că le dau salarii mari, că vor fi mari, adică eu nu știu pentru cine, pentru soția acasă, pentru bunici, pentru altcineva și nu e real. Și își fac din start, cel care investește banii, începe cu bani mari, după promisiuni și primele 3 luni dă niște salarii și își dă seama că pe ce lume se află și încet, încet dispare și apar promisiunile goale, apar diferite lucruri și în fine, până la urmă, sărmanii fotbaliști, cei care fac fotbalul, rămân flămânzi acasă și cu familiile, cu stomacul în cui. Vom termina acest sezon fără peripeții? Rămân toate până la urmă? Eu nu pot să zic că toți vor termina fără peripeții, dar parcă, după cum am văzut, și Saxanu și-a revenit și a adus un nou antrenor. Să sperăm, eu aș vrea să cred în acest lucru, parcă nu seamănă a fi să cineva să mai iasă din această cursă în acest an. Știm că Academia cu problemele ei cum ea, dar eu țin campionat de campionat și o echipă destul de bunicică, același Petrocub a rămas în campionat și ați văzut și ei cu sânge și cu caracter, acoperă caracterul multe lucruri, asta s-a dovedit în meciurile lor, același Saxan, parcă eu pot să zic noi speranța, am luat puncte de la toți cei mai mari și am pierdut puncte de la Saxan, de asta eu nu pot nici măcar Saxan e o echipă slabă din acest campionat, pot face multe surprize, după cum dacă ați văzut cum au jucat în cupele acum în pregătiri, ați văzut că ei n-au pierdut, practic au jucat cu Academia, nu știu cu cine m-au jucat, dar sunt destul de surprinzător, adică. Ce este la Speranța? Un proiect pe care suporterii din Nisporeni îl așteptau de mult timp, fiindcă acest oraș a avut echipă în divizia națională și își doreau să revină pe prima scenă a fotbalului. Iată, împreună cu dumneavoastră și cu echipa administrativă de la Nisporeni, le-au adus acest frumos vis, din nou o echipă din Nisporeni în prima ligă. Ce este acest proiect și încotro se îndreaptă și unde doriți să ajungeți cu Speranța Nisporeni? Zic eu că la spatele acestui proiect, adică noi care suntem la club, suntem cei care suntem în față. Eu chiar într-adevăr răspund de tot ceea ce se face aici și eu am ieșit în față acum ca manager general pentru că nu mai puteai să stai în spate și să zici, ba cine-mi zice că sunt răspunzător de proiect, cine, m-au făcut în toate felurile, cred că numai fotbalist n-am fost la acest club. Și eu zic că e timpul să... Dar la spatele și a meu și aceste echipe sunt oameni destul de serioși care eu cred că cu ei împreună noi vom face lucruri mari. Hai să-l luăm și pe cel domnul Bâtcă care a început așa aceasta. Eu cu el am început-o la rugămintea lui. Am venit la Nisporeni și am început să facem aceste lucruri. Și acum dumnealui, indiferent că a plecat de la Nisporeni, e la guvern, dar oricum stă la spate și vă dați seama, un sfat, un sunet, e foarte important. Da, eu cred că acum noi trebuie să facem tot posibilul, ce v-am zis, că noi nu vrem să facem, să ducem oamenii în eroare, să invităm fotbaliști, să semnăm contracte pe ani de zile la sume enorm de mari care nu fi reale să le dai. Noi vrem toți împreună să facem un proiect care poate să aducă banii investiți înapoi și eu sunt sigur că asta se va întâmpla anume la Nisporeni și anume cu această echipă. Noi vom fi cei care vom demonstra la toată lumea că e posibil în Republica Moldova să faci fotbal și să-ți întorci acești bani, nu te îmbogățești, dar să menții această echipă așa cum e, după bugetul care îl avem acum, e posibil tot. Au fost probleme mari ca să aveți acest club pentru că nu aveați propriul stadion, cel orășănesc nu era în condiții de divizia națională. Da, vedeți că într-adevăr la început am început o glumă. Facem o echipă în divizia B. La ce eu am venit prima dată, am făcut un antrenament și când le-am zis, avem nevoie de asta, 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 asta. Mi s-a zis, ok, nu putem face față la asta. Peste 3 săptămâni m-au invitat iarăși. Am zis, bine, ne-am pregătit de divizia B. Hai bine. Ce facem? Păi, dacă am venit, trebuie să promovăm. Am promovat. Păi bine, jucăm în divizia A, neapărat trebuie să promovăm. Ok, s-au găsit bani și pentru asta. Acum am zis altfel, zic, dacă
intrăm în divizia națională, nu putem sta la coadă acolo să ne batem și noi să nu zbim. Nu putem, pentru că pentru mine, într-adevăr, eu am făcut multe lucruri, adică mai rele, mai bune, le-am încercat pe toate, peste mine au trecut multe lucruri, dar într-adevăr, în 1996 cu Agro, fiind fondatorul echipei, chiar președinte, atunci era Gavrilov, antrenor principal, am izbutit să ocupăm locul 4, dar nu scrisesem cerere la Intertoto și am pierdut și locul. Adică atunci așa era, trebuia un an înainte, trebuia să scriu o cerere. Asta a fost ultimul an când s-a jucat Intertoto, 96, cred că 97. Și am pierdut și această ocazie. Eu îmi doresc foarte mult să joc cu echipa în care îmi fac treaba mea, să joc în cupele europene. Dar vă mai zic și asta, nu va fi o dramă dacă nu vă, pentru că v-am zis, uitați-vă, sunt multe echipe de același nivel. Aici depinde de un micuț detaliu care la orice echipă cineva îl face, cineva nu îl face, pentru că echipa, antrenorii, toți cei care stau în acest staff, în această conducere, la orice echipă, ăsta e un monolit, adică depinde de mișcarea fiecăruia. Și eu sper că noi vom fi cei în totalmente mai buni la toate capitolele ca să izbutim să intrăm în acele patru echipe. Totuși noi suntem aici, dar vedeți că nu e așa de ușor să te menții pe această treaptă. Toată lumea va juca cu noi altfel, nu va mai juca așa cum a jucat. Toți ne au de acum de o echipă serioasă și vor chiar și dușmanii, chiar cei care nu mă suferă pe mine, nu suferă pe ceilalți, că mai sunt de ăștia care mai dau, stau la spate, stau în butoiul, la fundul butoiului de cuvinte și dau în calculator, mai bagă câte o strâmbă. Bulbuci. Da, bulbucei de ăștia. Eu le doresc să bulbucească cât mai mult timp, pentru că pe mine chiar nu mă doare ce bulbucesc. Asta e situația. Ceea ce... Adică o să încercăm să facem tot ce e posibil ca să ne menținem, ca să fim cât mai buni, ca să demonstrăm, dar vă zic, noi nu suntem cei care suntem siguri, suntem încrezători în noi, dar nu, asta nu este de ajuns. E nevoie de multă muncă, de multă muncă la antrenamente, de antrenori, de mine în aparte, de toți cei care mă ajută, de director, președinte, toată lumea și cei prieteni care, și cei suporteri care vin la noi și dacă sunt de acord, avem chiar, ați menționat că n-am fost atât, dar să știți că suporterii la Nisporeni au fost totdeauna toți 17 ani. Jucau la Bimol, jucau la campionat raional, această speranță totdeauna era. Nu se găsea cineva să o ia serios, să introducă niște bani, să vină cu niște idei, să... Vedeți că până la urmă, știți cum, cel care tinde, cel care caută soluții, care își dorește tare, totuși a venit acest succes la ei. L-au găsit pe domnul Bâtcă, că fiind consiliul s-au așezat pe el, l-au convins, el pe mine, eu pe alții și încep încet cu ajutorul. Da, s-a făcut această echipă. Asta e. Emil, cum vezi tu această formație și acest club? Pentru că nu este o simplă echipă, este deja un club cu pretenții. Domnul Petru, în primul rând, a vorbit despre lucrurile care stau înăuntru echipei. Mie personal, ca jurnalist, ca omul care iubește fotbalul, îmi place tare că nu este așa o echipă ca Academia, Dinamo, Alta sau cum a fost Costuleni, că nici suporteri nu aveau. Și dacă vă aduceți aminte, nici nu aveau 100-150 de oameni pe tribune. E o echipă care reprezintă un oraș cu tradiție și o echipă cu tradiție. Dacă cunoașteți bine, are și această echipă tradiții mari și interesante. E foarte bine, deoarece chiar acesta și este scopul fotbalului. Să stringă lumea la... Pentru public. Da, să stringă lumea la o grămadă, să bucură lumea, dar speranța bucură lumea. Victoria Șerif, Victoria Milsami. E foarte bine, chiar mi-aduce aminte ceva de Olimpia Bulls în timpurile mai bune. Tot, pentru mine foarte seamănă aceste două echipe, nu știu de ce. Iarăși tot, lumea o iubește, cum și Olimpia Bulls a fost așa și speranța acum la Nisporeni. Lumea vine pe stadion, lumea susține. Pentru asta, numai pentru asta trebuie de trăit mai departe, că vin oameni, că susțin, că sunt bucuroși că au echipă în oraș de fotbal, echipă profesionistă. Asta e foarte bine, eu cred. Aveți deocamdată acest stadion pe care jucați meciurile din Divizia Națională, totuși merită speranța un stadion mai mare, mai încăpător, nu că acesta nu ar fi destul de frumos. Eu, să vă zic așa,
fără să dau mari promisiuni, am mai vorbit undeva, am zis că la noi totuși se planifică ceva în toamnă, dar aici sunt mai multe, acum sunt în pregătire niște discuții cu primarul, stadionul ia primării, cine va investi, adică eu zic că până la urmă această refacere, asta reconstrucție a stadionului numai decât va începe în acest an. Să vedem, eu sunt chiar săptămâna aceasta mă de discuție cu oameni destul de serioși care își doresc, dar vedeți că dorești una, dar se face alta și acum se planifică toate tot în așa fel ca începând refacerea, reconstrucția stadionului să fie terminată. Pentru că de multe ori noi așa, vedeți că am început stadionul ăsta, noi l-am terminat în termen cum și promisesem. Acum e aceeași situație, e foarte ușor să începi, să distrugi tribuna veche, să se programează, vă zic, se plănuiește un stadion de 7.000 de locuri, standard, adică fără piste de alergare, adică un stadion. Cochet. Cochet de fotbal ca să se poată juca și în cupele europene, primi meciuri, adică se planifică, să zicem asta, dar de acum e bine că măcar a apărut o rază de lumină unde, adică aici trebuie de insistat, trebuie, dar eu știu, numai domnul Bâtcă cât își dorește și ăsta e visul lui, mai ales fiind la Ministerul de Construcții, dar să fiind într-așa un fotoliu, nu poți să nu visezi să ajungi cu ceva și să construiești, dar corecte pentru a construi una e nevoie de, vă dați seama, e nevoie de o investiție foarte, foarte serioasă și asta e situația. Adică noi, eu personal, cred în ceea ce mi se vorbește și în ceea ce, la ce insist eu și eu cred că până la urmă, cu ceea ce avem noi în jurul nostru, eu cred că noi vom izbuti, totuși e imposibil să nu facem, pentru că chiar mi-a fi foarte, foarte, m-aș simți foarte ok dacă aș izbuti să împing aceste idei, să le ducem până la urmă, ca să conving acești oameni că e nevoie, asta nu se face pentru mine, pentru jucătorii care sunt acum, se face pentru un oraș întreg, se face pentru tot fotbalul moldovenesc și chiar ar fi păcat, pentru că într-adevăr voi ați văzut la noi stadionul ăla vechi, cum arăta când era în anii buni, când era construit foarte ok. Era o problemă a apei, acum se hotărăște ceva prima e. Se hotărască apeductul adus de la Iași. Pentru că dacă nu ai apă, nu poți să faci nimic, poți să faci stadionul tot. Să faci artificial nu are rost, să faci așa o arenuță, să faci nimic artificial și să duci să joci în altă parte, să joci cum juca Drăgănești la Chișinău. Păi de ce Drăgănești este? Oricine spune ar fi asta dacă ai jucat la Stăucenior la Chișinău. Eu zic că asta e speranța Nisporin, trebuie să joace acasă. Așa în condițiile care avem. Acum puțin poate mai pentru Șerif, eu zic că aici cine ar putea să vorbească, ar putea să vorbească două, trei echipe. Ceilalți trebuie să tacă și să le pară foarte ok că vin, au unde să spăla, sunt niște condiții foarte bune, înăuntru, în vestiare, în teren, eu zic, făcut foarte ok la unul din cele mai bune acum la nivel în campionatul Republicii Moldova din stadioanele artificiale, dar eu nu văd de ce lumea să nu ne înțeleagă la moment, pentru că noi suntem cei care, într-adevăr, planificăm și lucruri mai bune și un stadion mai bun. Cine sunt cei care se plâng? Zimbru, care se contracandidată la a ocupa un loc de cupă europeană? Nu, eu nu zic că Zimbru, s-ați văzut că unii antrenori chiar găsesc minusul lor, știți, în fața cui, iată, spun în Popescu, în fața cui, păi eu dacă eram în locul Popescu, poate tot asta o spuneam, e vinovat terenul, e vinovat Moșion că stătea după gard și nu așa răcnit, orice, nu a aruncat, corect, trebuia să le, nu, este umărul stâng, de ori în dreapta. Asta e așa, în fața orice antrenor vrea să găsească o scuză în fața președintelui ca să meargă mai departe. Să meargă, dar... Pentru umilință, pentru vii cu un buget de la Tiraspol și vii la Nisporeni în fața la niște copii și pierzi... Eu zic, Șeriful, cum era cu lotul de atunci, trebuia să ne bată, să vină să zică așa, pa, 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 ne-au pus la punct și au plecat acasă. Să mai dai pe stadion chiar eu. Eu zic că și pentru... cei conducători de vârf a clubului a fost o rușine, pentru că ei și-au dat seama că nu e chestia în teren. Terenul e egal pentru toți. Păi bun, hai să zicem, vine Messi să joace pe un teren de este, ori joacă pe ăla, el tot Messi rămâne.
Eu așa zic. Așa, și adversarii așa tot acolo. Și adversarii sunt tot aceia. Da, scade din maestria lui Messi pentru că el e deprins pe nou camp. E așa, e adevărat. Dar oricum el zic că rămâne tot Messi. Dar, mă rog, la noi, eu zic că nu trebuie să căutăm. Ori să ne ducem noi să căutăm că la Saxan nu e așa. Ori să ne ducem noi să ne... E, așa suntem noi. Noi trebuie să ne înțelegem unul pe altul. Să mergem la întâmpinare și să progresăm cu ce putem, pas cu pas, să o facem să mergem în creștere, dar nu în căutarea unor scuze, nu este. Noi am făcut acest stadion, ați văzut, în 8 luni, 6 luni, cât a durat. Am vrut, am făcut-o, s-au găsit oamenii. De asta eu zic, noi avem încredere că noi cu acești, cu aceiași oameni din spatele nostru, noi vom izbuti să facem lucruri mai bune, dar asta nu înseamnă că noi, dacă vom izbuti să facem și lucruri mai bune, să venim să zicem că aici nu e bine. Noi vom fi mereu modești și încercători de a, și încercând totdeauna să facem lucrurile mai bune. Emil, pentru că ai fost foarte des la Nisporen, cum vezi tu această infrastructură? Sunt de acord cu domnul Petru că e bine ce e și este și e foarte, e comod. E bine că a făcut foarte tare, seamănă cu terenul acela de la Buiucani. Chiar după mine, mi pare că foarte tare seamănă cum e pus terenul, cum spus tribunele și la Buiucani nimeni niciodată nu a spus-o. A fost mâna domnului Vyacheslav Pâslar, de asta și se aseamănă. Nu, eu zic că domnul Bâtcă, când a început să, când a căutat să proiecteze un stadion, eu fusese la acest stadion și zic, eu vreau proiectul acestui stadion. Și chiar s-a întâlnit cu domnul Angel, au stat și proiectul chiar e pe bun, e luat de la, numai că la noi nu s-a primit casa în mijloc de teren, noi am făcut altceva, dar proiectul, adică tot e luat de pe stadionul de la Buiucani, e adevărat, asta nu e... Și la Buiucani nimeni nu se jeluie, niciodată, ați auzit ceva? Personal eu nu. Și acolo tot e bine. Și chiar trenul cel artificial e mai nou decât la Buiucani. Eu mi-aduc aminte în urmă cu vreo jumătate de an la un interviu cu domnul Pavel Cebanu, care spunea că înainte, când era dumnealui încă fotbalist, înainte noi jucam prin glod, prin nămol, prin apă. Era bine. Dar acum le-am oferit condiții, le-am dat și terenuri artificiale gratuite sau le-am dat dreptul să joace în divizia națională pe iarbă artificială, acum se plâncă de ce e iarbă artificială. Deci mereu nemulțumiți. Da, nemulțumitul lui se ia dar oricum. E adevărat, trebuie să fii mai modești să facem fotbal. Pentru că avem condiții acum ultimii. Da, e clar că fiecare ar vrea să se joace pe nou camp, fiecare ar vrea să aibă măcar ceea ce are Șeriful, ori măcar ce are Zimbru, dar nu au toți. Dar încet, uitați împreună voi cu proiectul ăsta, cu televizorile meciilor, eu zic că ăsta e un start, o bine gândit, cum nu bine gândit, el de mult se gândește, dar nimeni nu poate să o ia, pentru că eu îmi dau seama ce înseamnă asta. Credeți-mă că eu multe lucruri când le vedeam, adică mi le închipuiam, dar eu nu sunt jurnalist, nu pot face niște calcule, nu sunt așa un, mă rog, eu mă ocup de fotbal, dar nu de lucrurile. Și eu, ceea ce începeți voi, eu chiar nu știu de ce, sunt sigur că ele o să izbucnească în ceva foarte frumos, o să înflorească până la urmă și o să aducă tuturor echipelor, federații, împreună o să facă ceea ce se face acum în România, să luăm aici aparte, mai aproape, pentru că ucrainenii toți sunt așa ca și noi, numai că ei aveau la mai mulți bani. Acum o să vină și ei și o să mai joace pe la noi. Dar asta e situația. Eu zic, voi ați început un lucru foarte, foarte frumos și foarte bun și chiar toată lumea, pentru că voi când ne-ați oferit să ne gândim la acest contract, știi ce ți-am zis, important e să primească hotărâre. Acum chiar am primit, primarul nu ne permitea să punem două tumbe ca unde să fiți plasați voi cu camerele. Acum infrastructura mass media. Da, acum am primit acest drept, sperăm că la acel meci acum nu mai izbutim, dar până atunci să semnăm și noi contractul cu voi și să avem aceste meciuri filmate la Nisporeni pentru toată lumea și eu cred să punem și noi un pas, un număr la acest start a vostru, la această începere, sperăm pe bune, care ne va duce în viitor și cluburile noastre un venit careva.
poate Emil un astfel de proiect ca fiecare club să fie văzut din întreaga țară, să-și croiască atât noi fani, pentru că și nisporenii cu siguranță sunt familii care au trăit la Nisporeni, care acum sunt la Chișinău sau sunt în altă parte, care iubesc fotbalul și chiar doresc să vadă meciurile celor de la Nisporeni, dar nu au posibilitatea să ajungă la Nisporeni. Dar totodată să atrag sponsor, pentru că altfel poți să te duci ca și club la un sponsor, la un agent comercial să-i oferi un produs când tu știi că ești televizat. Exact, e un proiect foarte bun și chiar un mulțumesc mare la toți oamenii care se ocupă de asta. Chiar mi-aduc aminte când am fost eu mai mic, aveam 14-15 ani și la Bălți plecam la stadionul Orășenesc la meciurile Olimpiei și bunelul meu tot pleca că iubește fotbalul. Și chiar spunea el, ce e cu fotbalul acesta nostru, că când joacă echipa în deplasare nici nu pot să ved. Și mă duce, după 4 zile, da, el mi-a duce aminte că ea, că în Uniunea Sovietică și aceea era mai bine. Nu, el s-a duce aminte de a lui, îmi povestea. E foarte bine, deoarece sunt sigur că mulți oameni o să privească. Și o să dai un impuls. Sunt sigur că o să dai un impuls la dezvoltare fotbalului, la atragerea sponsorilor. Asta cred că chiar în primul rând. Poate după voi o să mai dorească ceva telecanale să mai participe. Poate o să vie un pic mai mulți bani aici. Și o să avem și noi măcar ca un nivel ca la, nu mai spun România, nu știu, Serbia, de ce nu, un fotbal bun. Și să vedem. Iar și foarte bine, în orice caz. Și poate și statul își întoarce mai atentă privirea spre sportul moldovenesc. Posibil că da. Ce urmează la Speranța în momentele care au mai rămas până la reluarea campionatului? Se întâmplă ceva nou în aceste zile? Transferuri, jucători? Nu cred că se lucrează la toate actele, să legitimate echipa. Mâine se fac ultimele puncte pe toate lucrurile. Eu nu vreau să vorbesc multe, pentru că într-adevăr avem și meciuri grele în față, mai ales că noi, vă dați seama, suntem cei care începem cu Dacia. Cum n-or fi, noi să vrem, oricum Dacia e o echipă foarte puternică, ea se bate pentru titlu, noi ne batem pentru cupele europene și chiar n-am fi vrut să începem cu stângul în acest meci, chiar o zic pe bune. Și de-aia se vorbește acum, știți cum, acum nu mai poți vorbi. Eu zic că spiritul și tot ce la această echipă acum e la 100%, toți sunt gata să joace, toți sunt gata să demonstreze, dar știți de multe ori că se mai întâmplă și probleme. Dar noi suntem siguri în ceea ce putem noi astăzi și noi chiar vă zic că nu suntem astăzi mai slabi ca Dacia, cu siguranță. Tot la această formație, antrenor principal este chiar fiul dumneavoastră, dar deja cum majoritatea cunosc, este o relație adevărată de manager și de antrenor. Practic nici nu vă consultați la cine să intre pe teren, ceea ce se mai întâmplă prin România, spre exemplu. Haideți să zicem, Cristian a primit frâurile toate, adică nu se vine jucător fără el, nu se semnează contract fără să știe el sumele salariilor, nu se face absolut nimic. Și chiar ați văzut, n-am vrut să menționez, dar m-a adus la situația, chiar contractul cu voi, ca să o facem, am zis, dacă Cristian de acord, atunci e important să-l convingeți pe el, pentru că pe el stă atunci, acum, absolut tot. Eu duceam toate lucrurile, eu răspundeam, era în divizia, dar i-am permis lucrurile astea și am văzut că el de multe ori are dreptate, adică unde nu mă bag eu, adică eu acolo, el îmi demonstrează că el are dreptate. Și știți de ce să nu-i dau mai mult încredere și de ce să nu-i dăm? Pentru că la club chiar nimeni acum nu mai are nicio întrebare la el. El și-o face așa cum și-o face, așa vrea ceva nou. Vă zic, de multe ori m-a dat de 2-3 ori afară de vestiar, a văzut toată echipa, mie mi-a fost foarte lăsăm. Eu, Petru Efroz, mă ia de mână, mă dă un cecșor afară, bă, și zic, de ce? Păi uite la fața ta, tu intri
aici trebuie să fie liniște, aici trebuie să fie zâmbet, aici trebuie să fie dispoziție, aici trebuie să distreze lumea. Lumea nu mai poate intra ca la voi, la foștii comuniști. Lumea sunt mândri tu și strigi, te strâmbi la ei. Păi cum îi mai scot eu din asta? Și știți că încet ușor am zis că nu mai, nu ești, cred că nu o să mă bag nici în vestiar acum, nici în pauză, nici, nu mai are rost, pentru că într-adevăr, oricum, intrând eu în vestiar, fotbaliștii stres. Au o reacție a mea, pe urmă el trebuie să-i scoate din ce, dar eu nu judec cum judecă Cristian. Noi suntem oricum diferiți, cu toate că el copilul meu, el are o viziune acum mai nouă, mai occidentală, eu mă uit așa, mai știți, venit din sub Stalin, dincolo, din mentalitatea aia. Și asta e, sunt două mentalități la noi chiar diferite. Noi ne contrazicem, dar ne contrazicem constructiv, adică nu e și până la urmă zic ok, încearcă, dar să știi, uite părerea mea și merge, adică trece, nu, gata, nu, în orice caz n-am avut de asta să nu meargă, să nu să zic că am greșit, să zic el da, într-adevăr au dreptate. Până când e așa cum... Și rezultatele au demonstrat. Și rezultatele, într-adevăr, au demonstrat, pentru că noi toți, când ne uitam prima dată, toată lumea zice, a, treche, știi, vă lac să începe asta. Da, ne-am dus, am primit 5 la Milsami, vă dați seama? Păi zic, Cristian, dar tu ai vrut să treci divizia națională, să-i bați pe toți, să-i pui în rând, să-i pui în spate, așa, stai calm. A venit Zimbru, a zis că ne-am calmat și în cicior, s-a mai luat o bătaie la Dinamo Bender, Dinamo Auto. Am mai luat și acolo un 3-1, dar câștigam 3-1, dar am spus pentru toată lumea la un perfect teren, dar uitați-vă acolo, între toată gheata de fotbal în iarbă. Și e făcut, uiți, biliard, dar când îți intră piciorușul în minutul 20, gata, ești gata. Și ce s-a întâmplat? Am marcat noi primii golul și ne-au luat băieții, ne-au dansat cum au vrut, nu mai putea nimeni să merge. Eu știam și le-am spus din start, aici luăm bătaie, dacă nu le dăm 2-3 în prima repriză, luăm și așa și-a fost. Și acolo a fost altceva la meciul ăla, pentru că terenul, și am stat toate echipele, dacă vă duceți acolo, puneți să tundă iarba. Mai este, iarba trebuie să aibă o înălțime specială. Noi la Dinamo Auto nu mai jucăm așa, pentru că iarba nu poate să aibă așa, să țin de sunt, nu se vede ghetele. Dacă pui piciorul în iarbă, nu se vede gheata. Intră frumos, e moale, mingea umblă, mingea se distrează, dar tu, ei toată săptămâna se antrenează acolo, sunt ok. Bine, e un lucru normal pentru ei. De ce? Pentru să izbutesc, știți cum asta, încep și eu, mă, că la nisporeni rău terenul, acolo e bun, nu, e ok. E o șmecherie a lor care eu, dar e posibil de evitat, pentru că sunt niște standarde a ierbii, a înălțimii ierbii și trebuie să fie așa cum ar trebui să fie cu o zi înainte. E mir pentru că vorbeam despre stafful tehnic, chiar și după gala fotbalului de multe ori ne întrebam de ce Cristian Iefros, care a avut o astfel de promovare și ducând echipa Speranța Nisporeni pe locul 4 în clasament, nu a nimerit în acest cel puțin top 3 în cei mai buni antrenori ai anului 2015. Au fost multe dezbateri și pe această temă. Cum vezi tu acest nou val de antrenori, o tânără generație în care Cristian Iefros este chiar mai tânăr decât tânăra generație, fiindcă tânăra generație putem să spunem că este un Osipenko, Sosnovski, dar Cristian este mai tânăr și decât această generație. Am vorbit și data trecută când a fost aici la voi. S-a hotărât așa cum s-a hotărât la ei, acolo, la federație. Poate domnul Osipenko și chiar merita primul loc, a jucat cu echipa lui, a avut rezultat. Despre domnul Osipenko nici nu s-au pus probleme, dar locul 2 și 3 au fost... Cum și data trecută am spus, n-am înțeles de ce domnul Stoica a fost pe locul 2. Chiar n-am înțeles. Pentru ce? Eu am toată stima și respectul față de acest om, antrenor bun și cu experiență mare, iarăși n-a făcut nimic ca să fie el pe locul 2 acolo. Eu cred că chiar merita foarte tare să fie Cristian acolo, deoarece a scos echipa din divizia A, în divizia națională. Măcar pe al doilea, al treilea loc, el trebuia să fie acolo. Iarăși s-a hotărât așa cum au hotărât oamenii cei care iau deciziile acestea. Bine, fiecare are dreptatea lui și în fine Cristian abia începe, nu-i neapărat acum să o ia, muncească, plece acum în cupele europene, este sezonul viitor, prin campionat, eu chiar pe bune, știți că pe parte parcă mi-era într-un fel, pentru că îmi dădea seama că Stoica chiar nu avea ce fără, nu că respect, eu am respect de toți care mă respectă pe mine, dar omul ăsta mă respectă, respect și eu, dar el nu avea nicio treabă.
chiar nicio treabă. A luat bătaia acolo, l-am bătut la Nisporeni, același Cristian l-a bătut de două ori, l-a furat. Și până la urmă, el fiind în campionat din luna august, până se vorbea că campionatul e 14-15 și până la urmă ce căuta el din campionatul celălalt trecut ca antrenor aici. Și aici a fost, dar până la urmă eu zic ce au făcut așa, au făcut lui Cristian un bine. Pentru că știți cum, că nu e prea tânăr și e din start așa lăudat, eu zic asta e, asta e cum, e un serviciu nu chiar bun. Știi, dacă, să zic așa, cine vroia să-l distrugă, trebuia să-i dea, să-l bage în primii trei, ca să poate să iasă, să trească, să înceapă. Eu zic că acum asta îl pune la punct, îl pune la respect, șade acolo și-și facă treaba lui, nu-i neapărat. Nu cel mai bun, hai bine să zicem așa, zici să nu, câți antrenori cei mai buni din Republica Moldova au plecat mai departe și au prins contracte fiind cei mai buni. Dar fi cel mai bun, trebuie zi de zi cel mai bun, să-și faci treaba, cu toate că la antrenor, sincer, acest serviciu e așa, nu totdeauna îți merge așa cum trebuie, cum vrei tu, cum... Dar să vedem, la Cristian tot înainte și eu zic că nu face să facem atâtea din asta, e ok, facă-și treaba lui mai departe și ok. O să demonstreze 3, 4, 5 ani înainte că e așa stabilitate și atunci cred că toată lumea o să-l aprecieze. Avem și un material de la ultimul amical disputat de Speranța la Nisporeni. Speranța Nisporeni a disputat ultimul amical din acest intersezon. Astfel, elevii lui Cristian Efrosi au verificat potențialul cu formația din cel de-al doilea eșalon fotbalistic Spicul Chișcăreni. În partida care s-a disputat pe terenul artificial din Nisporeni, Speranța a trecut la limită de trupa lui Cristian Arbănaș, scor 2-1. Tabela a fost deschisă de jucătorul formației din divizia Stanislav Luca. Dar Speranța a întors rezultatul prin reușitele noii achiziții Andrei Gubanov și prin experimentatul Vitalie Plămădeală. Trupa din Nisporeni putea să-și mărească avantajul prin Vadim Rață, însă sportivul nu a putut marca din penalti. Speranța Nisporeni, după 16 etape disputate, se poziționează pe treapta a 4-a diviziei naționale cu 26 de puncte acumulate, în timp ce Spicul Chișcăreni se află pe locul secund în clasamentul diviziei A. În primul meci de la reluarea campionatului, Speranța va da piept pe propriul teren cu Dacia Chișinău. Partida este programată pentru 5 martie cu începere de la ora 14. Din nou în studio vorbim despre fotbalul moldovenesc, despre Speranța Nisporeni în special. Vom vorbi și despre celelalte formații. Sâmbătă se reia divizia națională în direct la Moldova Sport de la ora 14, meciul dintre Zimru și Academia Chișinău. A doua zi, duminică, la Nisporeni are loc un prim derby, să-i spunem, al relorii campionatului, Speranța cu Dacia Chișinău. Emil, ce crezi că se va întâmpla la Nisporeni în această partidă? Va fi un spectacol mare, sunt sigur, va fi chiar o sărbătoare pentru suporterii, asta în primul rând. Ne așteptam și la un timp afară bun. Chiar de primăvară, să fie încă mai pentru suflet, interesant. Am cam înghețat la amicalul cu Spicul. un pic, iarăși se așteaptă un meci foarte, foarte bun. Eu ce mai aștept? Va fi o luptă. Va fi o luptă și... Nu știu, va câștiga cel care, în primul rând, va să dorească victoria aceasta mai mult. Iarăși eu aș dori așa să fie, ca Speranța să câștige Dacia, Șerif să joace un egal cu Zărea, și ca să fie mai interesant, să mă înțelegeți drept. Și Zimbru să bată mai Academia mai și departe. Se explodează campionatul. Da, dacă acum Șerif și Dacia o să aibă câte 40 de puncte și rămâne Speranța și Zimbru la urmă, deja nu o să fie așa. Nu o să fie intrigant, nu o să fie așa de interesant. Iarăși, dacă Speranța bate Dacia, Șerif joacă un egal, foarte e posibil cu Zărea, că Zărea tot e în formă. Și nu știu cum Zimbru acolo, Zimbru... O să vedeam, dar iarăși așa ar fi ideal. Și Zimbru, dacă ar mai pierde la Academia, atunci ar fi da, perfect da. Pentru Speranța, da. Planurile de acasă, știți cum... Cum a fost arbitrajul în prima parte a sezonului? Fiindcă au fost multe controverse, chiar și la Nisporeni, la o partidă. Haideți să zicem, că multe lume vorbește. Eu sunt chiar... Eu urmăresc după tot ce se face în presă, în toate site-urile. Adică și eu mi-am pare că ăștia, că Speranța, adică are o relație cu arbitrii deosebite. Eu chiar nu pot să înțeleg. Haideți să vedem. Dăm un exemplu, primul. Adică chiar Speranța își poate permite luxul mai mare ca Șerif?
Hai, vă dau o întrebare. Să fiți, echipa asta are nu știu câte trofee și bine. În meciul, alt meci în care s-au vehiculat probleme cu Zimbru acasă, au strigat, au luat arbitru, l-au întors, l-au verificat, n-au găsit nicio fază. Pe urmă s-au cerut scuze și cereau tot banarul lor să le arbitreze. Cei de la Zimbru căutau pe banar să le arbitreze. Dau un alt exemplu. Am jucat, am luat un 3-2 în minutul 94. Nu ne-a dat arbitru două penalti în joc. Bine, nu a, acolo cel care l-a dat în 94, ori el și-a rectificat, dar putea să-l dea, poate putea de el din 10 minute înainte, în minutul 72 să-l dea, trebuia să-l dea neapărat, nu l-a dat. Și arbitrii sunt oameni, în unele locuri greșesc și ei. Acum dați să cum adică, eu sunt mai, nu eu, pe clubul Speranța e mai bogat ca cine, ca Dacia, am primit un penalti la, bine, cum, păi da, ce-l dați jos? Am avut penalti cu Dacia, adică eu sunt mai meseriaș ca Adlan Șeșhanov în toată asta? Da, să fim oameni serioși, nu? Și toată lumea umblă că asta, bine, dacă s-au dus două goluri, am marcat două lui Saxan, ce să zicem? Păi oamenii greșesc, sunt și ei oameni. Și e normal. Da, strigat și noi, de ce zicem, ne cerem scuze, pentru că sunt oameni. Sunt, se vede evident când cineva te vrea să te ungă așa mai benișor, dar eu, de pildă, în meciurile noastre, eu n-am văzut nimic. Au fost discuții la Bălți. Petru Efros poate să bată cu, cum îi zice primarul de la Bălți. Cu sate, de fapt oameni serioși, dar sunt, păi acolo bun, se putea de dat într-o fază, se putea, păi bine și nu s-a dat. Se temeau arbitrii de usate? Se temeau de mine, stai, nu de mine se temeau, ci eu nu am relație rea cu arbitrii. Ei arbitrează ce au ei de arbitrat, dar eu chiar câteodată și mi-a plăcut. Mă respectă foarte mult cei care zic că eu mă bag la arbitri, chiar să vă mulțumesc la toți și zic că chiar am respectul, voi gândiți foarte bine, de pozitiv de mine și asta e foarte bine, mă ridicați mai sus decât eu sunt, chiar dar e normal. Sunt conducători care îmbră pe la arbitri, cum spunea Gigi Becali, pe la butoane? Dați să zic eu zic că toată lumea încearcă să îmble la butoane, pentru că știți cum asta, umblând la butoane, vă zic eu care-i treaba, așa sunt niște lucruri. Păi asta e ca și știi cum, jucând cărți undeva, știi, și în suflet, păi lasă că mai am acolo, o să meargă, stai, asul, știi? Da, asul ăștia, dă-ți vă zic ce fac arbitrii. Arbitrii, toată lumea umblă la butoane, dar arbitrează. Arbitrează, butonează ei. Se duce de la un butonaș, asta e altă treabă, eu în glumă zic, dar asta e toată lumea. Și numai nu vreau eu să zic că se face la noi în Moldova, ori se face în toată lumea, și în Italia, și în Spania, și în Anglia, absolut și la campionate mondiale și europene. Sunt greșeli, sunt, mă rog, sunt diferite lucruri, adică sunt diferiți oameni, nu poți să-i, mie îmi pare cum chiar și politicul ăsta nostru tot strigă, tot, că noi, la noi corupția vine din sus, de la țările civilizate și democratice. Hai să fim oameni serioși, că nu vinite de la drăslăcenilor, de la nisporeni, zic eu. Corupția vine de acolo, de la ea care sunt mai șmecheri, ne învață și pe noi și încercăm și noi câteodată să, băi, de ce să scot eu $100 să plătesc pentru ceea că am mers la roșu, ori să pierd, dar îmi dau băiatul și eu cât un pahar de semințe și mă duc mai departe. Avem și un alt trend interesant în fotbalul moldovenesc. Dacă nu se îmblă la butoane la arbitri, se fac blaturi între formații, cum se spunea și încă nu s-a dovedit, între Zimbru și Dacia, Șerif și FC Tiraspol. Ce se întâmplau acum vreo 2-3 ani pe la Chișinău între Zimbru și Dacia? Circ. Eu, știți ce zic eu? Ăștia cu circul, joacă circ, noi Speranța jucăm fotbal. Azi, toată lumea, îmi place un lucru, toată lumea, acum, dacă stați și ascultați voi cu urechea, că de nisporeni cu cineva într-un joc, poate să fie așa, poate să fie așa. Eu le zic la toată lumea să vină la meci să vadă ce meci vom juca noi acum. Cu Dacia. Să fie cu Dacia, dar cu toți, nu contează, chiar cu toți. Noi, eu personal nu de-aia m-am întors în fotbal, am așa o ocazie să-mi ridic din imagine, să fac ceva pentru fotbal, să fac ceva pentru familia mea, pentru tot fotbal, pentru nisporeni,
pentru că să mă bag într-o cârcă cu, nu vreau să dau nume, treaba lor, pe mine nu mă interesează. Că ei le fac, cât o să izbutească să le fac? Le mai fac? Eu zic că le mai încearcă ei, cine, dar nu știu cine, cred că cine le face, Edeniț, ori celălalt echipă. Dar în divizia națională? Ziu, bă, dar numai nu ăștia mari, ăștia nu știu. Nu știu să se complice cu circul. Nu se complică, că au frică, au emoții și asta mă interesează asta, facă ei ce vor. Fiecare și are soarta lui în mâna lui, face ce vrea el. Eu zic, una, azi poți câștiga niște bani, poți să... Și, dar, închipi, cum poți să intri în vestiar, să zici la un fotbalist? Să trebuie să... Trântești meciul. Trebuie, cum? Nu zic cum. Mai ales având ficiorul antrenor principal. Hai, eu vă dau un lucru. E normal. Ficiorul dumneavoastră vă dă afară din vestiar. Nu, stai. Păi adică cum? Îl trădezi pe ăsta, ce fac lui, zic? Munca lui. Pasiunea, devotamentul. Eu nu... Dar, E, nu se discută de lucrurile astea, de asta. La noi, la Nisporeni, cât eu voi fi la această echipă, cât va fi și Cristian, eu cred că lucrurile astea nu se discută. Pur, eu pot să le zâmbesc, pot să le discut cu oricine, în orice situație, pot să mai am și emoții, să le mai zic cuiva ceva, să intru în niște așa, discuții, dar ei fac ce toată lumea vorbea anii înainte, că altcine face acum, s-au făcut câte alte, treaba lor, pe mine nu mă interesează, facă ei ce vor. Să vedem până la urmă cum se termină campionatul. Și zic eu, că toți sunt mai mulți bani cheltuiți. Eu zic așa, dacă ai banii respectivi și îți faci o echipă bună și făcând bine toate jocurile, ești în cupele europene și ești bine pe tine, știi că vrei ceva. Dar în campionat, când tu joci cu ăsta, ți-o dat, aici ai 16 puncte, acolo prin 18, acolo ai de tur. Păi tu vii ca o cigă... Ca o ciorbă, știi, curge așa, așa curge toată echipa ta pe teren, pentru că tu nu poți să-ți permiți luxul de a bate pe ăsta, pe ăsta, pe ăsta, să fii contra la cei bun, să motivezi echipa cu o echipă slabă. Sunt lucruri așa dificile, adică ele încurcă dezvoltării fotbal, în opinia mea, adică încurcă dezvoltării copiilor mai tineri care vin și încep a juca cu prostii, de ai dat 1000 de lei și el, ok, că a pierdut cuiva și... Ei, să știi bunica, știi tata, toată lumea de aici. Eu zic că nu e pentru mine asta și eu am zis de multe lucruri, de mult timp înainte, le mai spuneam mai pe față, acum, mă rog, era ușor să le spui pe față, pentru că noi avem echipă. Acum le văd, pe dacă le zici, ăștia... Amendează, suspendează. La un singur meci poate să vină 4 echipe, îți dai seama? Toate, fac o echipă din 4, o selecționată, și atunci îmi bat varză. De-aia mă tem, nu pot să vorbesc despre asta. Lăsați-le să fie așa patru parți separate, să nu-i numesc eu. Vorbind de tot și despre copii, cum stă clubul sportiv Speranța la nivel de copii și juniori? Pentru că fiind în divizia națională, cel puțin trebuie să-i aveți măcar pe foaie, da, aceste grupe. Nu avem pe foaie. Noi avem acolo, chiar acum am dus 10 mingi, adică vechi mingile mai vechi le ducem la echipă. Echipamentul echipei se duce la echipele de juniorat. Chiar noi aici întârziem la capitolul ăsta și am vrea mai multe, dar trebuie și ei să ne înțeleagă, pentru că noi abia, dar noi suntem cu juniorii noștri. Noi suntem cu copiii din noștri, da, din Nisporeni. Noi nu avem grupe în aparte, la în Chișinău. Era Veris și avea grupe la Voran. Noi nu avem. Voran. Cu doar ar fi ok să mai avem, dar eu zic, ar fi bine să dezvoltăm acolo toate echipele junior și spre sfârșit de campionat, în startul celălalt campionat, vedem cum va fi. Noi trebuie să băgăm un buget și ceva pentru dezvoltarea fotbalului în Nisporenia, junioratului. Asta e foarte important, de a stimula în primul rând eu ce cred eu, cum ar fi ok. Trebuie să pui antrenori la juniorat, trebuie să plătești pentru studiile lor, trebuie să le faci salariu, remunerare pentru viața lui, ca el să fie, să nu se ducă, să gândească, să ia de la copil, ori să nu-l pună pe asta, îl pune pe la mai slab, că ăla e de taic sau 3.000 de lei pe lună, ori 1.000. Sunt niște lucruri. Noi trebuie să ajungem odată, să facem regulă și iată aici și răspunsul la loturile naționale. Pentru că aici, că nu e regulă la tătice ăștia, la copii ăștia mici, părinți, cu amderea antrenorii, nu putem noi face, nu o să facem niciodată și o să căutăm totdeauna, o să dăm ăsta e vinovat, ăsta, cel e vinovat, numai nu antrenorii, dar nu antrenorii. Păi noi dacă nu-i remunerăm,
le dăm câte 1000 de lei pe lună și aia le dăm o dată în 3 luni, păi cum poate el să trăiască cu mine? De fai 300 de lei, să zicem, fai 6.000, 7.000, 8.000 de lei la un antrenor de fotbal. Și vă zic eu, îndată crește calitatea, îndată să nu vină altul să ia locul, să bagă în internet, caută să facă niște studii, caută să mai înveți o limbă, să poată intra în site-urile engleze, spaniole, italiene, să vadă, să înceapă să studia ceva, că știe că îi se duce salariul, dacă a câștigat un campionat îi mai face o primă. Așa eu văd dezvoltarea fotbalului. Și atunci îi vin încet ușor, încet ușor și la selecționatele 14, under 16, 18 și mai departe. Și pe urmă vine, vine la rândul său, vin la loturile naționale pregătiți de antrenori de calitate, de oameni care își bagă suflet la, la acești copii. Așa, așa ar fi normal. Eu chiar îmi cer scuze în fața cei de la, de la școala noastră de fotbal din Nisporeni, încă nu pot, dar la noi, la mine în, în program, e și eu vreau să mă apuc de acest lucru, dar vă zic, iarăși când stabilim un buget pe anul viitor, noi o să băgăm, cu toate că și acum noi avem grijă, noi avem niște micuți salarii, așa să spunem, ajutor antrenor, nu zic că noi salarizăm, dar ceva, ceva, noi, noi adică avem grijă de ei, dar eu zic că asta e, nu, asta e o, adică ei în râs pe oameni, dar mă rog, asta e o atenție, nu, nu e ceva ieșit din comun, dar eu zic că noi până la urmă o să ajungem la ceea că acești antrenori trebuie să fie plătiți și nu poți să fie antrenor, să le ai, să zic că ăsta e antrenor, nu, trebuie ales cel care are suflet, care poate vorbi cu copiii, care e bine, un, un bun pedagog, pentru că asta e copilul, dacă îți vine și tu, ești un antrenor poate foarte bun, cunoști absolut toate lucrurile, dar ești un pedagog rău, copilul vine și taic-ul mă împinge la fotbal, zice, nu vreau la fotbal, mă duc la box, acolo e un... pentru că moșulica la cine antrenorul m-a făcut mai bine, mă cheamă, trebuie să ai, să ai ceva, să tragă copiii la tine. Și atunci noi mergem înainte și antrenorul cunoaște pedagogie. În primul rând trebuie să cunoască pedagogie. La noi 80% vă zic că nu știu pedagogie. Nu au instituții de pedagogie. Și psihologie. Da. Aici intră. Dacă ai făcut pedagogie, nu poți să fii pedagog să nu ai studii psihologice, de psihologie. Asta e. Emil, cum vezi această formație, speranța, pentru că vorbim și despre loturile naționale, să ne referim la câți jucători de la Speranța vor putea să ajungă la loturile naționale? L-avem în special deja pe Milinceanu, avem jucători care pot să facă față în acest moment. Ce vorbi de Milinceanu, că trebuie să dovedească, că trebuie să, să fie acolo. Este Alexandru Maxim, care tot posibil să, să mai vină. Ar fi interesant să-l vedem la Națională pe Nicolae Surcan, deoarece a făcut o prima parte campionatului foarte bună și s-a arătat din partea foarte bună. Cu timpul a venit acum doi fotbaliști, Calugher și Rață. Aș dori să-l mai văd pe Rață și pe Calugher tot cu timpul. Să vedem cine va fi mai bine, poate. Sunt, în Speranța sunt mult fotbaliști, cineva mai experimentat, cineva mai tânăr și toți doresc să... Să arăte că... Să afirme. Că sunt buni. Și la toți fotbaliștii scopul principal să meargă la Națională, eu cred că aici, în primul rând, clubul, pe urmă, dacă ești bun, mergi la Națională. O să vedem. Dacă tot vorbim despre loturile naționale, ce spuneți despre revenirea domnului Dobrovolski la selecționata mare? Mihai, eu zic că toată lumea înțelege astăzi, eu nu știu cine astăzi e contra lui alegerii domnului Dobrovolski, pentru că bun, cine? Păi să zicem, cine are o experiență mai bună, cine are, ar putea ține vestiarul cu mai bine ca el, cine are o așa experiență, cine? Da, v-am zis, a avut prima etapă sala selecționată foarte, foarte bună, am fost pe locul 37-35, nu mai țin minte, cu el, vedeți, revenind, el ia echipa de la 150, cât, 52, 53, nu mai contează, 200, 150, cred că e tot aceeași. Dar eu zic acum, cine poate intra în vestiar să-i spună la același fotbalist, numai un campion olimpic și mai ales că el are o carismă și cunoaște multe lucruri. Și în plan tactic, poate ceva nu-i ajunge, dar eu zic că mai bună variantă la moment, adică el la timp și-a primit șansa lui și noi trebuie să fim mulțumiți de acest lucru, că nu s-au încadrat
altcineva nu s-a încadrat în această aventură acum la momentul ăsta. Pentru că din ceea ce avem acum nu ne merge, nu mergea selecționat. Ați văzut, nici Stoica, nici Curtianu, nici, mi zicând că ei sunt antrenori răi, dar ați văzut că nu mergea, pur și simplu nu se lega ceva, dar nu se lega ceva în vestiar. Trebuie să vă dați seama. Sunt fotbaliști mai buni, mai răi, mai alt nivel, dar hai să zicem, cu cât s-a schimbat și s-a schimbat 4 ani urmă acum, ci era Messi și Messi a plecat, acum nu mai e, ci am pierdut 2-3 piese care ne scoteau de urechi și ne duceau în ci, nu s-a întâmplat nimic. Eu zic, s-a pierdut în vestiar, undeva s-a pierdut la paragraful psihologie, încredere în unul altul și gata. Aici pe bune e nevoie de Dobrovolski, pentru că eu cred că el va putea să aducă echipa, să o readucă cu tot sufletul aici, în fața noastră, în fața publicului, în fața suporterilor. La începutul acestui an a avut loc un alt congres al Federației Moldovenești de Fotbal, după care domnul Pavel Cebanu a spus că probabil se va retrage din administrarea Federației după ce se termină de sigur mandatul și va lăsa deja șansa și altuie candidat. Știm că foarte mult timp ați avut și dumneavoastră un program și ați dori să ajungeți în fruntea Federației de Fotbal. V-ați dori să-i urmați? Unii aceeași întrebare la toate canalele posturile și toți și aceleași ăștia cu bulbucei din spate. Uite, ăsta că era. Eu sunt om și am părerea mea și cum să zic, în mare diferență de cei ce vorbesc pe ascunse, eu le spun pe față. Eu am avut ce am avut atunci și chiar în faza care eram, multe lucruri erau făcute prost, mai prost ca acum și dacă o să erați atenți. Bine, eu m-am băgat cu un program atunci. Eu am avut un conflict cu Pavel la care am zis că mă bag eu să... Adică, a fost asta. Noi pe urmă am clarificat toate lucrurile și mult mai... El nu s-a consultat cu mine. Eu, dacă revin la programă și vă aduc o dată și vă arăt 6-7 puncte îndeplinite din programul meu. Acum, ca să vină, e foarte bine să zici că eu vin și fac mai bine. Nu e de ajuns să zici că faci mai bine. E bine, dacă cineva este deștept, foarte bine. Nu o să dau nume. Da? Vine și zice, ia uitați ce am eu aici. Programul ăsta e de îndeplinit și toată lumea va fi cu mult mai ok și noi trecem în primele 50, nu e neapărat între ceva, uite, loturile vor fi așa, am un program, dar nu să zicem așa, eu, ce eu? Băi bun, e bine, dar ce să nu zic și eu? Eu astăzi nu sunt gata să zic că pot face mai bine, pentru ca să mă bag trebuie să stați. Trebuie să zic, asta o fac mai bine, asta o fac mai bine, aici nu pot, aici, dar trebuie să fii sigur că ai să vii și să schimbi lucrurile. Dar dacă nu ești bine, ce să schimb, să mă bag eu și să fac mai prost, bine, știți care e treaba? Eu știu așa, dacă vrei să te bagi, să fii sigur că o fac mai bine ca tine. E ca și impresariat. Uite, pe număr 10 în echipa X joacă fotbalistul ăsta. Eu îl am numărul 10 al meu, văd că ăsta joacă și știu din start că este mai slab ca ăsta. Păi de ce să-l propun eu? Așa o fac foștii noștri jurnaliști impresari. El vede că e fotbalist, el îl are pe lui, el nu-și ia cu nici poate juca asta. Și îl trântește acolo. Păi duce, pe urmă împart, nu știu ce împart, ce fac ei. Aceeași situație cu Cioban acum. Păi bine, ok, lasă vină. Eu am zis că e loc pentru mai bine. Se poate multe lucruri, da, posibil. Și mie câteodată stau noaptea și parcă aș face mai bine. Stai, dar dacă vreau să o fac mai bine, trebuie să vin clar. Știți ce? Atunci nu mă duc la el, acum fiind cu el prieten, zic, bă, eu te atent. Uite, eu am un program, eu pot face asta. Hai să o fac, eu îmi permis, discutăm și poate mă bag și eu, mă zic, Petru, într-adevăr, tu ai atâta energie în tine, hai pleacă. Eu zic, așa ar fi mai corect. Pentru că eu atunci, într-adevăr, m-am băgat la niște emoțiile erau acoperite și eu sunt sigur că eu am procedat foarte ok atunci. Eu nu am remușcări că am făcut-o așa, pentru că am avut niște discuții înainte de a mă băga în asta, chiar cu Pavel, și așa au fost. El nu m-a auzit, sper că m-a auzit, acum nu vreau să mă mai audă. Și mă aude, vă discut cu el, le clarific, nu mai vreau de la spate, simplu. Eu niciodată nu le-am spus la oameni de la spate. La spate știi ce înseamnă? Când vorbești de sub dulap, nu știi cine vorbești. Ori zic ție, băi, ăsta e, dar te rog să nu-i spui. Și tu ar ști din start că o să te spun. Dacă ai ceva să-i zici, zi omul în față, e așa. O face prost, nu e bine.
dacă îți permiți să vorbești în public, vorbești tot așa cum stau și eu și vorbesc și gata. Dar dacă nu ai ce zice, să zici numai că trebuie dat afară ceva, bun, și cine vine? Hai să zicem, cine vine? Eu vă zic, dacă ieșim în 2009 la program, numai eu am avut program cu cifre. Numai eu. Nu le-au încalcul pe Pavel, pentru că el era președinte și stătea bine acolo și știa din start că el va fi președinte. Ăștia alți, toți care erau în jur, nu avea nimeni o cifră pusă. O cifră. Va fi bine ăsta. Și eu ziceam că Pavel a făcut rău. Chiar, poate uneori, chiar cam dur. Dar am zis, eu avem program cu cifre, arbitrii trebuie să ia chipi în federația, nu mai plecăm, mai dormim prin spitale, autocar, avioanele să fie așa, echipamentul, uitați-vă ce echipament avem, termiciurile trebuie să televizate. Echipament nou acum? Da, nu, e tot Iacu, dar el. E alt design, se caută la echipă, uitați-vă ce s-a făcut acum, chiar ultimele... Adică concursul ăsta, vă dați seama. Adică ceva se vede că s-a schimbat. Da, eu zic atunci, l-am trezit pe Pavel. Pentru că el dormea. El mergea ok și s-a primit așa, din ceea ce s-a primit, omul îți dai seama când mergi bine la tine, nu te atinge nimeni, tu poți să candidezi sute de ani. Și nu te atinge, la toți ok. Păi l-am trezit, eu s-a trezit. Acum eu cu ce program să mai vin? Trebuie să vin cu ceva, să vin, bă, îl aduc eu pe ăla cu dacă așa bani, ne apucăm toți de făcut stadioane în toate sătucile. Păi, dar asta doar nu-i doar sunt minciuni. Trebuie să fii cu ceva real. El până când poate, vrea, duc-se la federație. Eu voi fi gata să vin, să stau cu el de vorbă. Uite, eu aș face asta. Și dacă îl conving și el mă convinge că el, atunci, eu zic așa e mai bine. E mai bine când stai și discuți. Dar ăștia care vor să vină, să facă, să împartă ce vor ei, să împartă acolo meciuri, bâzâieri de astea, butonașe. Haideți să fim realiști. Dacă vrem ceva să schimbăm, nu că vreau eu să vin președinte acum, când vreau Speranța Nisporeni 4 ani, oricât o fi eu acolo, să fie campion. Sunt interese meschine, neacoperite, nenormale și atunci fotbalul nu se mai dezvoltă. Eu zic, trebuie să fii adecvat, să te gândești când ce vorbești. Și eu iar vreau mai zic, eu nu am remușcări că am făcut-o atunci așa. Pentru că asta a fost binevenit atunci, eu nu m-am gândit la asta, dar toate ce s-au acoperit pe urmă, eu am văzut că ăsta a mers în folosul fotbalului. Poate să-mi zică mie lumea cinar, eu v-am zis, bulbucei poate să bulbucească. Și bulbuciți chiar vă rog eu, pentru că eu nu am somn dacă văd că unul nu-mi zice, nu mă numește și nu-mi face așa. Iar parcă nu n-am trăit viața bine, nu mă simt ok. Și tot, mai zic, le-am zis le-am scris și telefonul la Mold Football Club, sunați-mă și ziceți. Poate dacă cineva din voi dorește, iată, Mihai vă invită, veniți cu mine aici, stăm în platou și demonstrați-mi, ziceți voi. Iată, dumneavoastră e de acord, dar mai nu faceți pe ascuns. Puneți-o în față, veniți aici, apucați-mă de vid, rupeți-mi cravata, dați-mă jos, băgați-mă sub masă. De ce nu? Normal așa? Okay. Dacă nu greșesc, spuneați zilele acestea sau la colegul nostru, Emil Pastiarencu, sau la colegii de la Moldova Fotbal, că nimeni nu poate să o facă în momentul acesta mai bine decât o face domnul Pavel Cebanu. A fost ironie sau chiar real? Eu am zis, dar pe bune cine? Eu am zis, bun, eu vreau să candidez. Hai să zicem că eu socot că aș putea face lucrurile mele. Dar care? Bine, acum ce pot eu face mai bine? Vă zic de ce? Are niște relații, de acum totul e... Cu fica, eu aș putea face niște lucruri, dar știi în cazul care? Dacă Ciobanu ar zice, Petru, ok, hai, ok, eu am obosit, uite, ori nu, Petru, Emir, tu, să-l ia și în colaborare viitorul președinte, trebuie să fie în colaborare cu el, adică să-ți dea, să-ți deschide toate porțile astea. În caz contrar, tu ai 4 ani, ai să o dai în bară și iarăși vii într-o poziție și până urci, e foarte greu. Asta e ce din care, de asta eu cred că el acum o face cel mai bine. De ce să zic acum, trebuie să fim sinceri pe noi și trebuie să fim corecți, nu numai că... Să fim corecți, e foarte important. Va fi bine pentru fotbalul moldovenesc dacă dumnealui pleacă și renunță să mai candideze sau... Eu zic independență de cine și cum v-am zis o face. Dacă are el o candidatură în care are foarte mare încredere, ori vine cineva la el și zice, uite, și el acceptă. Eu am zis că asta, dacă pleacă, el trebuie să fie în colaborare cu el. Ar fi
punctul perfect. Dacă el, mă rog, nu mai vrea, el mai e și niște comisii la UEFA, FIFA și poate să miște lucrurile. În cazul ăsta, da. În caz contrariu, zic că nu are rost. Pentru că noi mai, adică, noi mai avem nevoie, eu spun, cel care vine pe logo, gol, în cazul când e în confruntație cu Ciobanu, e, zic, minimum 4 ani de... Și atunci trebuie să mai rămâi 4 ca să dar nu-ți mai dă nimeni nevoie. Dacă o dai, o dai în spate, ești dus. Și atunci ce se începe? Ciclu după ciclu, vin alții. Avem acum candidaturi din fotbalul moldovenesc care ar putea să facă față? Testemițanu, Guzon, Brebeja, ar mai dori vreunul să revină? Sincer, chiar nu mă vreau, cum am dat și s-a rămas tot jignit ăsta, Brebeja. Să-i le zic, treaba lor, bagă, vină ei cu program, eu știu ce au ei. Eu, părerea mea, eu o s-o am la mine aici, pentru că am dat-o cu Brebeja. Dar eu am zis numai una, că el n-a fost, dacă noi o luăm după cine fotbalist, păi v-am zis cine. Păi atunci fotbalist, îi trezim, noi avem nu știu câți sute de fotbaliști mai buni ca Brebeja. Sute! Păi noi, Brebeja trebuie să vin. De ce? De ce? Iată, eu vreau să zic, de ce? Și atunci mă închid și nu mai vorbesc de deja în viața mea. Și mă duc și vin la voi la și zic, îmi cer scuze, îți strâng cravata. De ce Brebeja? Vreau să vă zic de ce. Nu poate fi. Pentru că el e dușman cu Ciobanu. Și dacă vine el, Ciobanu o să facă totul ca să-l distrugă pe... Ce-am arătat? Să-l distrugă pe asta. Și atunci noi ce facem în fotbal? Emil, ce candidatură s-ar potrivi pentru Federația Moldovenească? E greu de răspuns, iarăși să ne uităm chiar și în fotbalul moldovenesc. Din moldoveni, cine este al noi pe momentul dat cei mai buni manageri din fotbal? Ca să, dacă, să gândim obiectiv. Eu cred că chiar din moldoveni, domnul Petru, de ce nu? Din moldoveni, din manageri, dar cine este al noi? Adlan? Domnul Adlan, domnul Vaja, care sunt 2-3 ani acum, sau cât așa, mai profesionist. Domnul Petru are o viață fotbalistică după spate. Nu, lasă, Milca, tu îți faci publicitate prin Speranța, pentru... Când o să am eu nevoie, dacă eu să am dorință de a fi, eu v-am zis, eu o să mă consult cu același primul Pavel Ciobanu și o să zic, uite, cum v-am zis, dar eu acum nu văd. Eu nu văd cu ce aș putea face mai bine. Și dacă nu pot să fac mai bine, nu pot să mă bat. Nu pot să mă dau cu păreri. Asta e părerea și poziția corectă, chiar așa cum o judec, fără să știi că doresc mulți, dar tot e foarte posibil că cum o să dorească chiar domnul Pavel Ciobanu, așa și va fi până la urmă. Și de ce nu? Poate chiar și o să rămâie el, poate o să schimbe poziția. Da, nu, dar eu zic poziția. Că el o să rămână, pentru că eu o să zic, pentru el a mai aruncat o săgeată așa afară să vadă cum se simt ceilalți, cum încep și ăștia forfotez, că acum umblă, să... Eu chiar îmi pare, și eu de acum știu lucrurile, încep, acum se mișcă niște situații, am mai văzut niște oameni, au apărut în public, iarăși după mulți ani au apărut, i-am văzut de acum împreună. Se contopesc niște grupuri și încearcă, o să încerce. Se scriu programe și pe genunchi. Vor fi foarte interesante aceste legeri, dar... Domnul Pavel face un show, poate, da? Nu de asta, dar vezi că dați să vadă, e normal. Eu tot așa făceam. Păi mă duc. Da, mă duc și, bine, ceilalți aleg, câți oameni aleg, nu? Alegi Efros, Pisarenko, Mihai, nu, stai, oamenii, da, care vin acolo, care au și ei încredere în celălalt, în celălalt și nu prea vor, lumea nu vrea să schimbe ceea ce are, ceea ce nu știu dacă va fi, la o promisiune, la o vorbă spusă televizator într-un studio ori în altul. Asta e. O să zici că sunt fotbalist. Dacă sunt fotbalist, pune aducem, lăsăm de fotbal pe Artur Ioniță la moment, el e cel mai în vogă, nu? Băgăm aici să conduc federația, să ne învețe și pe noi. Poate toți copiii noștri vin îndată la Napoli. Și să mai treacă pe la Verona, nu? Merge la Napoli, Ioniță? Are contractul semnat? Eu chiar aș fi foarte bucuros pentru acest copil. Chiar eu și un băiat foarte modest. Vedeți cum în viață, cel care muncește, cel care puțin vorbește, își face caută de treaba lui. Câte talente pierdem noi? Eu ieri am văzut o dramă.
nu se dau nume antrenorului, dar s-a luat la bătut la Arășcanovca, la stadion, sau doi părinți. Antrenorul l-a scos pe jucător, pentru că e un jucător foarte bun, îl scoate din teren la meci la Nisporeni. Vârstă 12-13 ani. Părintele a venit să-l bată pe antrenor. În fața mea, eu stau la fereastră și mă ucem. Dați seama. Dar el e ce mă... Dar antrenorul hotărât că pentru să-l pună la punct, ăsta n-a făcut ceva, l-a așezat. Tata cu mama a venit să bată antrenor. Băi, a zăzut de asta. L-a juniorat. Ce să mai vorbim? Asta e. Cine va câștiga campionatul? Emil. Speranța Nisporeni. Eu cred că totuși... Și nu știe cine la campionat. Șerif. Cred că Șerif. Iarăși aș dori tare să fie lupta aceasta până la ultima minută, chiar cum și anul trecut. Asta e cel mai bun variant pentru toată lumea fotbalistică de la noi din țară. Eu nu pot să mă dau cu părerea cine va câștiga acest campion. Chiar nu știu și chiar singur și eu zic că vor fi surprize. Cine va fi campion? Da, e Șerif Dacia, dar... Nu știu de ce îmi pare că aici o să mai apară și din urmă echipe, o să mai identitatea 4, să poată să cadă jos. Eu, aici, în acest campionat totul e posibil, chiar totul e posibil. Important butoane. Da, important. Nu, butonaș, din start îmi la butonaș, stați știți. Mai ales acum la start de campionat. Asta e, vă zic, asta nu ajută, asta e numai psihologic. Nu se bagă nimeni acum la... Fac greșeli, dar nu cred că... Ați văzut, am jucat meciul cu Zimbru noi, da? Și, dar dacă ați văzut golul că l-ați filmat voi, acolo era penalti clar. Și el putea, dacă nu dădeam noi gol, trebuia, dar interesant, se întorcea arbitru la penalti, pentru că se creierul era pe pământ și era bătut bine de doi. Dar, în fine, ce era? De ce nu s-a discutat de... Eu zic o echipă Zimbru, o echipă chiar bunicică, cum am văzut-o acum cu, în Turcia contra... România. Contra Cairat, Almaty, am văzut și au bătut joc de Cairat. Eu eram cu prietenii mei din Kazahstan și eu știți când am zis start, nu știu cine va câștiga acel meci, dar să știți că mingea nu o să o vedeți, pentru că știu ce joacă kazaci. Ei au un buget de 35 de milioane și ăștia au 500 de mii. Și cu datorii. Și le-am zis, și cu datorii. Și știți ce și eu le-am zis, știți bugetul lor? Ei, pe hârtie au 500 ori 600, pe hârtie, și noi la Speranță avem nu știu câte milioane, dar noi avem reale ăștia. Și de asta, și când a făcut antrenorul 5-6 schimbări, le-au dat două goluri ăștia. Cu toate că, iarăși, copiii ăștia au mai avut șansă să le mai dea. A doua zi presa scrie în limba rusă, cum au zis-o, leger Cairat a bătut echipa din Chișinău, din Moldova, Zimbru Chișinău cu un scor de 2-0. Eu am luat, ce le-o dau lor, am stat cu ei la stadion. Zic că asta e normal. De asta, în fotbal, eu zic, Zimbru e echipă bună și în fotbal sunt multe golănii. Fiecare, voi, jurnaliști, vreți să-i acoperiți pe ăștia îl acoperă pe celălalt. Noi vrem să-i, la Moldova da. Sport, vrem să-i descoperim pe toți. Da, asta e. Nu, eu nu zic în special țior, Emil, dar eu zic că așa e, așa e toată. Fiecare își apără ce a lui, ce poate îl cuprinde. Voi puteți cuprinde acum toți campionatul, bravo! Apropo de Zimbru, antrenor nou, un lusitan pentru prima dată în fotbalul moldovenesc, cu unele experiențe de la Porto la echipa a doua, poate să schimbe puțin din psihologia poate fotbalului? Poate schimba, dar eu zic că nu mi-a plăcut una că el la tot s-a referit la el. El n-a menționat pe nimeni din echipă. El n-a spus că a venit aici la o echipă foarte bună, a venit la o infrastructură foarte ok, că a venit într-o țară cu aceiași fotbaliști cum sunt în Portugalia. Asta nu mi-a părut și mie îmi pare că de aici încep problemele lui. Pentru că el se vede numai pe el. El a venit cu un singur gând. Da, el corect zice că nu a venit după bani. El a venit numai să-și facă cariera, să plece și el, să-l ajungă pe prietenul lui. Dar Boaș. Vedeți că Boaș e Boaș, dar el a fost, cum să zic și eu, să zicem, eu am un prieten bun în Kazahstan, președintele Astana. Și mie câteodată parcă îmi pare că aș fi bine să fiu și eu președintele Astana. Și pot să mă dau cu un interviu acum, bă, dar e prietenul meu, iată, am stat cu el la masă. Dar asta nu zice nimic. Am băut un suc cu mâscă, ei lor le place. Dar revin la Nisporeni și rămân Efros. Dar revin la Nisporeni și rămân tot Petru Efros. Cei cu putințele mele și cu tot asta. Așa și eu, să dea Dumnezeu să facă, are jucători buni, chiar are o echipă foarte bună, am văzut-o, v-am zis, chiar e de temut pentru campionatul nostru, chiar am vorbit cu președintele, cu Octavian, am zis, zic,
Dacă, bun, eu zic, îmi pare bine acum că jucați contra cazacilor, așa, dar ar fi bine să mai dați din aer jos cu noi, că nu o să jucați, că o să ne fie complicat. I-ați bătut la Chișinău? I-am bătut la Chișinău, am jucat bine și la Nisporeni, de asta nu, dar e o altă echipă la Zimbru, vă zic eu, au făcut ceva spre bine, au o echipă mai bună. Nu știu, o să vedem. Vorba de Academia? Multe schimbări și la Academia. Academia totdeauna sunt schimbări. Dar ele oricum într-un punct vin. Și asta, nu știu, dar nu e rea echipa. Într-adevăr, Vadim Goian e un, eu îl socot un antrenor bun, incomparabil de ceea ce au fost și eu zic că în jurul lui se poate ceva monta. Dar nu numai de Goian depinde. Eu zic, dar oricum primul meci va fi un meci la sacrificiu, pentru că Zimbru calcă pe coada pe Dacia, mai n-am zis ceva. Și astea sunt niște lucruri care ea trebuie să bată. Academia are pentru ce să bată. Și nu pe artificial. Bine, și noi jucăm pe artificial, ce să bată? Și asta e... Păi, dar Zimbru primește, nu? Da. Și joacă pe artificial, ce să bată? Da, eu zic că Academia e indiferent. Dacă are dispoziție, joacă pe orice teren. Independență de ce să zicem de steară înainte de meci. Cam atât pentru această ediție. Vă dorim mult succes în reluarea campionatului, meciul de duminică cu cei de la Dacia Chișinău. Mersi și dumneavoastră succes. Îți mulțumesc și ție foarte mult, Emil, să ai parte de articole speciale la reluarea campionatului național și până în vară, cum spuneai și tu, să avem o finală la finalul acestui sezon. Ar fi bine. Vă mulțumim și vouă, dragi telespectatori, că ați rămas până la această oră târzie alături de Moldova Sport și de emisiunea Ecoul Sportului. Nu uitați, sâmbătă de la ora 14, în direct și în exclusivitate la postul nostru de televiziune și pe site-ul moldovasport.md, meciul dintre Zimbru Chișinău și Academia Chișinău. La revedere!